Vom citi azi povestea Pușculița porcușor. Pușculița porcușor era atât de plină cu bani, că dacă o scutura cineva, nici nu se mai auzea zornăitul banilor. Stătea gata să crave pe raftul plin de cărți în camera copiilor. Trebuie să recunoaștem că arăta foarte bine cu florile lui albastre pe corpul lui lucitor roz. Toate jucăriile se uitau cu admirație la el, datorită bogăției lui. Noaptea, marionetele dădeau reprezentații numai pentru el. Păpușa îi cânta numai lui și tângea ca el să o ia de nevastă. Soldăței de plumb marșăluiau toată noaptea sub raftul de cărți și îl păzeau ca nu cumva vreun hoț să fure comoara neprețuită a lui. Într-una din zile, când copilașul dori să mai pună încă un bănuț în pușculiță, atât de tare a apăsat-o și așa forța deschiderea pușculiței că aceasta s-a spart. Oh, porcușorul meu s-a spart! Mamă, asta înseamnă ghinion? Nu, nici vorbă, înseamnă noroc! Joburile aduc noroc! Acum ai toți banii necesari pentru bicicletă. Mama strânse banii și aruncă bucățile sparte. După câteva zile a pus o altă pușculiță în locul ei. Acum, pentru ce să aduni bani? Întrebă mama. Cred că pentru o pereche de role sau pentru altceva. Nu m-am hotărât încă, răspunse copilașul. Nici nu trebuie să mai spun că aceasta era goală și nici nu zornea așa ca cea veche, dar altfel era întocmai ca și cea care s-a spart, un porcușor roz cu flori albastre pictate pe corp și aștepta cu nerăbdare să fie privit cu admirație de celelalte.